Inspectoratul de poliție Căușeni a înregistrat un proces penal în cazul celor două persoane găsite moarte într-un automobil blocat în Nămeți, în apropiere de satul Coșcalia, raionul Căușeni. Contactată de Moldova 1, responsabilă de comunicare din cadrul Procuraturii Generale, Violina Moraru, a declarat că în cadrul anchetei penale urmează să fie verificată cauza decesului celor două persoane într-o mașină acoperită cu nămeți. De asemenea, vor fi examinate acțiunile sau inacțiunile persoanelor responsabile de gestionarea situației cauzată de condițiile meteo. Am încercat să discutăm și cu poliția din Căușeni, însă nimeni nu ne-a răspuns la apel.